Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la 100 de minute, ca întotdeauna destul timp să aflăm ce se întâmplă și de ce se întâmplă și legile justiției sunt generatoare de scandal peste scandal. Continuă atacul început săptămâna trecută la modificările propuse la codul penal de Comisia pentru Legile Justiției. Azi ar trebui să se discute fix pe amendamente, fix pe ceea ce trebuie să fie modificat, dar magistrații, unii dintre ei, se hotărăsc să facă protest. La ora 17, adică în câteva secunde, este anunțat un protest la Curtea de Apel București. Un judecător l-a cerut colegilor să îi se alăture în robe. Roxana Ciucă ne spune mai multe despre acest protest, Roxana. Da, bună seara, Sandra, bun găsit, doamnelor și domnilor. Au început magistrații, cel puțin de aici din capitală, să se strângă pe scările de aici, din fața Curții de Apel București. E drept, am văzut procurorii și de la judecătorii și de la parchetul de pe lângă Tribunalul București și de la Tribunalul București, de la Curtea de Apel din București. Îi vedeți în aceste momente, sunt cu toții liniștiți așa și stau pe scări, sperând în felul acesta să tragă un semnal de alarmă vis-a-vis de tot acest întreg scandal al legilor justiție. Au venit cu fel și fel de mesaje, spre exemplu, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire, așa să-mi ajute Dumnezeu. Articolul 34, așadar, din legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, înainte de a începe să-și exercite funcția, judecătorii și procurorii depun jurământul pe care eu l-am citit ceva mai devreme. Bun, spuneam că este un protest, dacă vreți, în liniște, pentru că majoritatea celor prezenți aici nu vor ca să discute, spunând că nu au ales să facă prea multă gălăgie, drept pentru care preferă să-și exprime gândurile prin mesajele cu care au venit. Este important de precizat, de altfel, și faptul că nu numai magistrații de aici din București sau unici și vorbim de mai mulți procurori și judecători din întreaga țară, spre exemplu ca urmare a aprobării de către Camera Deputaților a unor proiecte de lege privind domeniul justiției, cu ignorarea avizului negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii, a voinței exprimate de peste 4.000 de magistrați și a recomandărilor Comisiei Europene, respectiv ca urmare a promovării unei inițiative legislative pentru modificarea codului penal și codului de procedură penală, care va lipsi organele judiciare de instrumentele juridice menite a asigura protecția victimelor și identificarea infractorilor, făcând astfel justiția penală ineficientă, ne transmit magistrații. Bun, Roxana, știm o secundă. Bine, de altfel, negocierile, discuțiile, adnotările, amendările încep de azi. Ori eu întreb, acești judecători nu sunt în robe, spui că sunt și procurori și judecători în spatele tău, da? Da. Ei, de fapt, ce anume vor? Pentru că reprezentanții ai asociațiilor lor sunt invitați la comisie pentru a participa la discuțiile despre modificările la codul penal și codul de procedură penală. Acești magistrați, Sandra, își manifestă profundă îngrijorare cu privire la modificările legislative preconizate și spuneau că în felul acesta, prin această ieșire în stradă, vor să tragă un semnal de alarmă pentru a fi sigur că toate aceste proiecte de lege nu ajung să treacă. Aș vrea să încerc în aceste momente să vorbim cu câțiva dintre magistrații prezenți aici, însă, cu mențiunea încă de la bun început, că nu se știe dacă vor dori să vorbească sau nu cu noi. Bună seara! Nu doriți să vorbiți? Bună seara! Da, ce spuneam și mai devreme, magistrații nu vor să-și exprime, nu vor să stea de vorbă cu noi. Spuneam așadar că este un protest în liniște. Sunt undeva în aceste momente, undeva în jur de 400-500 de persoane aici și știm prea bine faptul că cei de la Consiliul Superior al Magistraturii au dat aviz negativ pe acest proiect al legilor justiției. De asemenea, spunea și Procurorul General al României, Augustin Lazăr, că domnia sa are în mână, în momentul de față, mai multe pârghii pentru a ataca toate aceste lucruri. Vedem și dacă va face asta. Știm prea bine, Sandra, că și Laura Codruța Chiove și șefa
Direcție Națională Anticorupție a dat un comunicat de presă, la fel și cei de la Consiliul Superior al Magistraturii, la fel și cei de la Parchetul General, și cu toții și-au arătat, au făcut, dacă vreți, front comun împotriva acestor proiecte privind legile justiției, și cu toții și-au exprimat îngrijorarea, iar Chioveși chiar se întreba la un moment dat deja ce rost mai are DNA și dacă nu este cazul să pună lacătul pe instituție. Să ne amintim de altfel și ce zicea Klaus Iohannis, președintele României, că este o încercare nepotrivită și nu va rămâne așa. Am de gând să fac tot ce se poate să facă, tot ce poate să facă președintele într-un parcurs legislativ prevăzut în Constituție. Așteptăm așadar cu real interes să vedem și ministrul Justiției Tudorel Toader, dacă domnia sa, pentru că mâine este plen în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, vedem dacă Tudorel Toader va dori sau nu va dori să facă să aducă vreo explicație vis-a-vis de toate aceste lucruri. Însă, pe de altă parte, Curtea Constituțională ar putea da peste cap tot programul pus la cale de PSD și ALDE pentru legile justiției, și spuneam mai devreme că și Lazar a spus ceva mai devreme că are pârghiile necesare să oprească trecerea acestor modificări, însă oamenii spuneau că majoritatea PSD-ALDE își dorește finalizarea dezbaterilor ambelor legi, precum și votul final pe cele două acte normative. Bun, Roxana, o secundă. Noi în acest moment asistăm în paralel la ce se întâmplă în Parlament și la ce se întâmplă, așa cum spuneam, la Curtea de Apel București, unde este un protest nu doar al judecătorilor, ci și al procurorilor. Nu vor să definească exact ce reproșează, dacă e vorba despre legile care au fost deja adoptate în Camera Deputaților și se duc spre Senat, sau dacă este vorba de modificările la codul penal și codul de procedură penală, care abia încep discuțiile. Cert este că avem un curent dinspre unii magistrați care se manifestă împotriva, Roxana, și îți mulțumesc foarte mult pentru